Slăvit să fie Domnul! N-am scăpat de imaginea care am avut-o data trecută la slujbă atunci când am fost aici și au cântat copiii. Au spus copiii poezii sau au cântat, nu știu dacă ați uitat imaginea ultimului copilaș, care atunci când a venit în fața, a luat microfonul și în loc să zică ceva a făcut... Și s-a declanșat ceva atunci. Mama sau bunica din bancă au venit în față lângă el și el a știut să spună totul corect. Am rămas cu imaginea aceasta că dacă vrei să chemi un predicator, dai un telefon. Dar dacă vrei să vină Duhul Sfânt, Duhul vine numai atunci când faci. Oftatul nostru aduce prezența lui Dumnezeu lângă noi. Nimic altceva. De aceea în seara aceasta, ca niște copilași care nu știm să stăm în fața mulțimii, oftăm înaintea lui Dumnezeu, după puterea Duhului Sfânt în mijlocul nostru, binecuvântat să fie. Aș vrea să vă spun o idee în seara aceasta, de la care să pornim sau pe care să clădim mesajul din seara aceasta. Ideea e foarte importantă și trebuie să o prindeți de la bun început. Nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu, nimeni nu se poate întoarce acasă la Tatăl dacă nu este conștient că a ajuns la cocina de porci. Nimeni, absolut nimeni, nu se poate întoarce la Dumnezeu dacă nu este conștient că a ajuns la cocina de porci. Dacă nu simți mirosul de tomberon în spatele vieții tale, dacă n-ai lumină să vezi că în viața ta e o ladă de gunoaie, e greu de crezut că te poți întoarce acasă la tata. Dacă atunci când te uiți, că sunteți și tineri aici care ați cântat minunat, dacă atunci când vă uitați pe YouTube la înregistrări, vă place ce vedeți, aveți o mare problemă să vă întoarceți acasă. Dacă atunci când te uiți și ești vizionat cu mii de vizionări, nu ești în stare să scui pe tine acolo, să-ți fie scârbă de tine ce vezi, nu te poți întoarce la Dumnezeu. Dacă nu vezi ce ticălos e acolo, dacă atunci când vezi poza de pe profil la Facebook sau la WhatsApp, te bucuri de ce vezi, ai o mare problemă să te întorci la Dumnezeu. Dacă nu simți mirosul, dacă încerci să fardezi ceea ce ai în interior, dumneavoastră știți că în interiorul nostru de multe ori e o cocină de porci, dar încercăm să o fardăm și să o ascundem și să cucerim cu ce punem în exterior. Și atunci ne îmbrăcăm frumos, avem mașini luxoase, case înalte, am fost la certeze acum zilele trecute, ăia nu mai construiesc case, blocuri. Pentru atunci cât construiești casa mai înaltă, nu mai vezi cerul. Cu cât casa e mai joasă, ai orizont spre cer. Cu cât faci blocul mai înalt, vezi numai mansarda. Și noi nu ne dăm seama ce miros scoatem după noi. Și încercăm să fardăm prin ce prezentăm în față, plus slujbe, predici, cântări. Dar dacă ești sincer cu tine în fața lui Dumnezeu, vei descoperi un miros urât în viața ta. Și va trebui să înțelegi că Dumnezeu nu face fotografii într-o biserică, nu pune nici pe Facebook, nici pe YouTube, nu face înregistrări. Dumnezeu este un medic care operează la urgență. Și la urgența lui Dumnezeu, El se ocupă doar de cei care miros a cocină de porci. El nu bagă în urgență un om spreiat. Gândiți-vă că fiul ăsta risipitor, când s-a întors acasă, n-a încercat să spreieze. N-a încercat să iasă din balta unde zăcea, să-și ia un costum. Tata avea costum pentru el, avea inel și avea bucurie în casa lui. De aceea când vii la Dumnezeu nu trebuie să spreiezi nimic. Spunea fratele Chivoiu despre neprihănirea asta care se capătă prin credință. Nu trebuie să-L convingi pe Dumnezeu că ești bun prin faptele tale. Pentru că a încercat cineva și i s-a răspuns, cine este bun? Numai Dumnezeu este bun. Și Hristos, pentru că era Dumnezeu, era bun. În rest, toți suntem răi. Și trebuie să înțelegeți că lumea se împarte în cei doi fii. Unul, care era risipitor, a ajuns în exterior la cocina de porci, dar celălalt, care era acasă la tatăl, avea cocina de porci în interior. Pentru că îl ura pe fratele său, îl vorbea de rău. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, bârfiți,
Și la ce miroase asta? Clevetiți, vă judecați, vă vorbiți de rău. Vă mâniați, vă enervați, aveți răutate. Nu, nu vi se pare că seamănă purcel? Nu seamănă a om, cum a zis fratele David. Deci lumea asta se împarte în două. Unii care își dau seama că au ajuns la cocina de porci și au șansa să întoarcă acasă. Și unii care stau în casa tatălui cu această cocină de porci în ei. Vreau să vă spun că pilda aceasta, dacă poți să pui Luca 15 de la versetul 1, este adresată la ăștia doi fii, care reprezintă două categorii de oameni. Și spune, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Ăștia sunt, ăsta, categoria asta reprezenta fiul risipitor. Vameșii și păcătoșii care ajung la cocina de porci. Dar mai vorbea pentru cineva o altă categorie de oameni care reprezenta copilul din casă. Dă-i mai departe la 2, dacă poți. Și farisei și cărturarii. Deci, Domnul Iisus se descurca mai bine cu vameșii și cu păcătoșii decât cu farisei și cu cărturarii. Dar știți, că, știți ce înseamnă cărturar? Că ești tobă de biblici. Că ești un actor foarte bun care vii la biserică și pozezi la toate slujbele. Știi să faci slujbele. Dar Dumnezeu cu ăștia are probleme. Ăștia se pocăiesc cei mai greu, pentru că nu recunosc cocina de porci din viața lor. De fapt, dragilor, trebuie să știți că lumea se împarte în două. Domnul Iisus a murit pe o cruce și la stânga cine a fost? Și la dreapta cine a fost? Deci lumea se împarte în două, la stânga și la dreapta Domnul Iisus, numai tâlhari, bandiți. Oricum toți suntem așa. Numai că unul a recunoscut cocina de porci și celălalt nu. Dar erau amândoi în aceeași băltoacă. Erau amândoi tâlhari. Și lumea se împarte în două. Ăștia care ajung vizibil la cocina de porci și ăștia alți care ne ascundem cocina aceasta în interior. Păi dumneavoastră nu știți ce spunea Apostolul Pavel când a venit din nou la Corint după ce formase biserica. Zice, păi voi tot lumești, ce între voi ce sunt? Zavistii, neînțelegeri, partiduri. Am auzit că atunci când vă adunați, vă adunați să vă faceți mai lupte. Păi, a ce miroase asta? Și ăștia făceau parte dintr-o biserică. Ne uităm în jurul nostru și vedem atâția căzuți și fii risipitori în exterior la cocină, dar nu vedem în interior în ce stare suntem. Aș vrea să vă pun câteva versete, ca să vă explic în seara aceasta un pic ce însemnează să fii căzut, ce înseamnă să fii rătăcit de la credință, pentru că unii poate nu înțelegem exact. Hai să punem câteva versete, dacă poți. 1 Timotei 6, capitolul 6, versetul 7 la 10. Vă rog frumos să observați ce însemnează să cazi și ce însemnează rătăcire de la credință și dacă nu cumva asta o experimentați în interiorul dumneavoastră. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi, pune mai, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad. Vreau să vă întreb, ați avut vreodată dorință în interior să vă îmbogățiți? Păi de ce, dacă vorbim despre cetatea împărătească de aur, de ce mai vrei să te îmbogățești? Păi am auzit pe fratele David că ne pregătim de plecare. Asta înseamnă cădere. Asta e cocina de porci din interiorul nostru, din biserică. Majoritatea dintre noi vrem să devenim bogați. Vrem să ne îmbogățim și în momentul acesta cădem în ispită, în lați și în multe pofte nesebuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Pune mai departe. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, citiți dumneavoastră mai departe. Ce înseamnă rătăcire de la credință? Să bei, să fumezi, să curvești? Să umbli în viața aceasta, manipulat de gândul ăsta în minte, să te îmbogățești. Asta înseamnă cocină de porci. Și asta însemnează rătăcire de la credință. Uitați-vă asta, căci iubirea de bani. Aici vorbește despre o îndrăgostire. Dumneavoastră ați văzut când un băiat se îndrăgostește de o fată, nu mai poate dormi noaptea.
Ăsta e un semn că iubește, îndrăgostit. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, vi s-a întâmplat noaptea să nu puteți dormi din cauza că vreți să aveți ceva în plus? Înseamnă că suntem îndrăgostiți nebunește de Domnul Mamona. Și asta însemnează rătăcire de la credință. Dar să știți că oamenii ăștia știu să cânte, știu să predice, știu să spună poezii, știu să conducă slujbe, toate le fac. Dar e o cocină de porci în interiorul nostru. Și ascultă-mă, dacă nu-ți dai seama ce miros este în interiorul dumitale, n-ai să te poți pocăi și n-ai să te poți întoarce la Dumnezeu niciodată. De aceea lăsăm un pic pe fiul risipitor și ne ocupăm de fiii din casă, care suntem noi. Ce avem în interior? Avem noi așa ceva, gândurile astea? Hai să vă mai pun o versetă. 1 Timotei 5:8, ca să vedeți ce însemnează, din nou, lepădare de credință. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un... Nu asta știți ce scrie aici? Dacă aveți pe cineva în casă de care nu îngrijiți, dar îngrijiți de aia din Germania pentru... Am ajuns mai rău ca niște necredincios și miroasă urât după noi. Asta însemnează lepădare de credință. Nu vă uitați doar la cei care stau în birturi și pe marginea șanțului, pentru că dacă te duci la Lugoj pe centură, o să vezi niște fete acolo, dezbrăcate. Fetele alea nu sunt actrițe. Ele prezintă exact cine sunt. Arată că este o prostituată. Actorii nu sunt pe marginea drumului, actorii sunt în biserică. Pentru că noi prezentăm, ăia prezintă exact ce sunt. Bețivanul iasă cu sticla în mână, știi că e bețivan. Aia de pe trotuar, știi că e prostituată, dar la biserică te uiți la ei și zice, ăștia sfinții. Și când zgârăi un pic, dai de un demon. Pentru că actoria se joacă cel mai bine nu la Hollywood, ci în biserică. De aceea, în după masa aceasta, avem șansa să ne pocăim. Dumneavoastră vreți să ne pocăim? Că de-aia venim la pocăiți la biserică, venim numai să cântăm, să predicăm, venim să ne pocăim. Și ca să ne pocăim, trebuie să descoperim ce avem în interior. Ascultați-mă, eu am avut o bunică care nu mai am. Bunica asta mea, când eram mic, ea a stat cu mine, ea m-a crescut și mă ducea 2 km până la gară ca să iau trenul să mă duc la liceu la Timișoara. Dormea acolo, pentru că trenul era la 2 noaptea, dormea în gară și dimineața când se făcea ziua venea acasă, că nu era nici ei tot una. Anii au trecut și bunica asta a ajuns pe un pat. Și eu am ajuns predicator să predic prin multe locuri. Vreau să vă întreb, credeți că contează înaintea lui Dumnezeu că eu predic la Satul Mare sau la Lugo sau nu știu unde și bunicuța asta stă pe pat fără o ciocolată? Și tu ai mâncat purcel la rotisor și ai băut Coca-Cola. Asta însemnează lepădare de credință. Asta însemnează o cocină de porci în interiorul nostru pe care noi o trăim. Ne părăsim bătrânii, ne părăsim părinții, ne părăsim bunicii. Nu mai vrem să știm de ei, alungăm, îi punem deoparte. Nu le mai dăm un pahar de apă, nu le mai dăm o ciocolată, nu le mai dăm o floare. Vine cineva la mine și zice, băi, a fost excelent la mormântare, cineva din lume, a murit străbunica și zice, a fost extraordinar la mormântare, dar zice, bă, ați făcut un lucru reușit, bă, dar de ce n-ați venit la masă, mă? Și mă uit la el și zic, dacă timp a trăit străbunica ta, ați făcut vreo masă, ne-ați invitat și n-am venit? Ați făcut voi vreo masă în timpul cât a trăit străbunica voastră și ne-ați invitat și n-am venit? Zic, îmi pare rău, bunica voastră e mormânt. Masa asta nu e pentru ea, e pentru fala voastră. Să uită la mine, ce, bă, ai dreptate. Vreau să vă întreb, aveți o grămadă de nunți în fiecare duminică, n-ați putea să faceți duminici la rând mese de dragoste pentru cei bătrâni din casele dumneavoastră? Să ne invitați, că venim. După ce moare, frate David, nu veniți la masă. Nu ne trebuie, frate. Dacă ne chemai la un pahar de suc, la o prăjitură cât a trăit bunica, să spui ce merit a avut ea, da. Dar după nu mai are sens. Înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă cocină de porci? Iubire de bani.
Ați neglija pe cei din casa ta, care sunt mai bolnavi, care sunt mai sărmani, care sunt mai amărâți, care sunt mai bătrâni. Tu ești în putere, dar într-o zi o să ajungi și tu acolo. Hai să mai punem un verset. 1 Timotei 6,20. Să vedeți dumneavoastră ce însemnează lepădarea asta sau rătăcire de la credință. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Dă-i versetul înapoi, 20. Păzește ce s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și împotrivirile științei. Vreau să vă pun o întrebare. Vă plac flecăriile? Că eu de dimineața până seara unde merg, așa îți dă bun pocăiță la flecării de numai. Dar asta înseamnă rătăcire de la credință. Înseamnă că locuiești la cocina de porci. Flecării de dimineața până seara. Ce? Doamne, ai milă de noi. Amen. Dacă nu înțelegi că numai când simți mirosul ăsta și îți dai seama că ești la cocina de porci, numai atunci te poți întoarce la Dumnezeu. Dacă nu, nu vei avea nicio întoarcere la Dumnezeu. Aș vrea să vă explic în continuare cum duce diavolul pe cineva la cocina de porci. Foarte simplu. Predica mea, eu sunt predicator de țară. Știți că mă pricepeți bine, că nu vorbesc complicat. Cum duce diavolul? Bun, am înțeles. Dar cum duce diavolul, uite, un copil din ăsta, o tânără de asta frumoasă de aici, care cântă splendid, cum o poate duce la cocina de porci? Cum? Păi vă spun cum. Diavolul când vine, să pricepeți bine, nu pune fotografia și poza întreagă. Decupează finalul. Și spune numai prima parte. Păi dumneavoastră aveți impresia că la fiul ăsta risipitor, dacă îi punea diavolul toată fotografia cu finalul de la porci, mai pleca de acasă? Nu, dar ce i-a pus? A decupat finalul cu cocina de porci. Și ce i-a pus? Partea de avere, prieteni și anturaj, distracții și petreceri, plăcerea tuturor oamenilor, o grămadă de femei. Și spunem poza asta, dar decupează finalul, dar e o chestiune de timp până ajungi la cocină. Dar ăsta e finalul. Înțelegeți? Dar el, prima dată, știți cum vine diavolul la oameni? E acoperit cu un buchet de flori. Și el se bagă acolo. Și când tu ai luat floarea, te-a mușcat. Că nu vine așa să vadă că ar fugi toți de el. Păi dumneavoastră aveți impresia că Samson, care era puternic, a luat porțile unei cetăți și le urca pe munte. Și am înțeles că avea o tonă sau nu știu câte kilograme. Ăsta s-a luptat cu leu și l-a întors pe dos pe leu. Atât de puternic a fost. Dumneavoastră, când i-a pus-o pe Dalila în poză, aveți impresia că i-o pus și când dădea la râșniță cu ochii scoși în bagiocura filistenilor? Credeți că avea finalul ăsta, Samson, în poză? Diavolul nu spune finalul. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și corect și adevărat, binecuvântat să fie El. El îți pune poza cu final cu tot, zice, veți avea necazuri, veți fi prigoniți, veți suferi din pricina numelui meu, dar finalul va fi glorios, binecuvântat să fie El. Dar diavolul, pentru că e șiret, decupează finalul ca să nu-ți dai seama. Uitați-vă, vă rog frumos, dacă puteți să citiți în Samuel, capitolul 11, acolo este redat păcatul lui David cu Bathsheba. Vă rog frumos să citiți toate capitolele înainte, de la capitolul 5 până la capitolul 11, să vedeți ce scrie. David uns împărat, casa lui David, biruințele lui David. Uitați-vă după capitolul 11, când a păcătuit cu Bathsheba, să vedeți care sunt titlurile. Crimă, viol, urmărire, blestem. Dumneavoastră credeți că dacă îi punea lui David partea finală, mai păcătuia David cu Bathsheba? Dar diavolul spune doar plăcerile păcatului, nu spune și consecințele lui. Consecința și plata păcatului ți-o decupează, să nu vezi finalul. Numai așa te poate păcăli. El e un chelner foarte bun, îți dă ce vrei să servești, dar într-o zi, după un timp, va veni nota de plată și tu o să zici, n-am. Și atunci se ia el. Prima dată a fost partea de avere în poză, după aia e tribunalul, judecata,
certuri între frați, între familie, nu se mai pot vedea. Prietenii, distracțiile, femeile, nu spune boala, nu spune că îți pierzi sănătatea, nu spune că ajungi la divorț, nu spune nimic din lucrurile astea. Doamne, ai milă de noi. Fiecare dintre noi suntem ca o floare în grădina lui Dumnezeu. Dar păcatul este foarte ca diavolul. Și când vine diavolul cu păcatul, taie floarea asta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră când tăiați o floare, ce se întâmplă cu floarea? Nu e adevărat. Florile alea sunt în brațele vedetelor. E o chestiune de timp până ajunge la coș. Dar prima dată nu-ți arată coșul, diavolul. Prima dată când te taie, îți arată scena. O să fii o vedetă, o să fii o celebritate, o să fii un VIP. O să fii pe scenă. Eu am fost fotbalist toată viața mea, m-am dorit să câștig campionatul, să câștig locul întâi, să te arunci ăștia în sus, că în jos vii singur, nu te mai prinde nimeni. Înțelegeți dumneavoastră? Și asta își dorește omul, dar când e cădere, e cădere. Dar diavolul nu spune partea cu căderea. Că te-ai prinde și n-ai face niciodată. El vine, te taie, îți prezintă ceva frumos, că vei fi cineva. Nu știu dacă v-am spus povestea aici cu fata, care era o fată de credincioși și mergea la biserică. Era foarte serioasă fata, dar și foarte frumoasă. Și diriginta de la școală îi zice într-o zi lui fată, măi, uite ce frumoasă te-a creat Dumnezeu. Și zice, aici e un concurs mis pe școală. Se dau premii, vei avea niște avantaje. Și tu ești așa, ești o fată sărăcuță, ai putea câștiga concursul ăsta sigur și primești toate premiile. Și zice, dar nu pot să merg, că eu sunt creștină, eu merg la biserică, părinții mei, eu merg la discotecă, nu merg la... Păi zice, dar nu Dumnezeu ți-a făcut frumoasă, zice diriginta. Cine ți-a dat frumusețea asta? Nu Dumnezeu? Păi ce ți-a dat, să te ascunzi undeva? Te bagi în beci cu frumusețea care o ai? Nu! Și mărturisea fata, zice, a fost pentru prima dată în viață când m-am dus și mi-am mințit părinții. Când a fost ziua de concurs, am cerut voie la părinți să mă duc să învăț la niște colegi. Și mi-au dat voie, dar nu m-am dus acolo. M-am dus și am câștigat concursul. Dar nu s-a mai putut opri nimic. Pentru că am câștigat concursul pe școală, am fost invitată la Miss Județ. Am câștigat concursul Miss Județ și a participat fata asta la Miss România. N-a câștigat concursul de frumusețe Miss România, dar o agenție de fotomodele a dus-o în străinătate, i-a schimbat numele și mărturisea, zice, aveam bani să-i întorc cu lopata. Îi trimiteam tatălui meu, care era șomer în țară, îi trimiteam plicul cu bani și îmi venea plicul înapoi. Și parcă tata voia să-mi spună, fără să ia niciun leu, trimițându-mi plicul înapoi, e o chestiune de timp. Ce nu l-am băgat în seamă. M-am distrat, aveam bani, aveam de toate, mă gândeam că o să mă căsătoresc și eu cu un VIP, cu o celebritate. Și m-am dus unde se prezentau rochii de mireasă, ca să văd când voi fi mireasă cum arăt. M-am cumpărat o rochie, m-am fotografiat cu ea, dar spunea ea, zice, n-am mai îmbrăcat-o niciodată, pentru că am început să slăbesc. M-am dus la doctor și mi-au dat un verdict crud, SIDA. Ce în câteva săptămâni mi-am pierdut toți banii. Mi-am pierdut toți prietenii. Și am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe tata acasă. Și am zis, tati, mă primești acasă? Și tata a spus, vino acasă. Și a venit acasă și a venit și la biserică. Și după predică, l-a luat pe predicator de piept și a început să țipe la el. Pentru mine mai există iertare! A fost o chestiune de câteva zile și a intrat fata în pământ. Ascultă-mă, în seara asta pentru tine mai există iertare. Dar nu te poți pocăi dacă nu simți mirosul de la cocina de porci. Cineva ți-a decupat finalul și ți-a pus doar plăcerea, dar va fi o consecință. Oameni buni, păcatul este prea scump ca să-l plătești. Înțelegeți lucrul ăsta? Dumneavoastră știți cât costă un păcat? Cât credeți dumneavoastră că costă un păcat? Dacă vreți să vedeți cât costă un păcat, uitați-vă la Hristos pe cruce. E prea mult. Prea mult te costă păcatul. Un Hristos crucificat ți arată cât e prețul unui păcat de al tău. Doamne, ai milă de noi.
Aș vrea să mă apropii de încheierea în seara aceasta. Am încercat să vă explic cum duce diavolul pe cineva la cucina de porci. Și acum vreau să vă explic în final cum te poți întoarce acasă la tata. Există o singură soluție. Ascultați-mă bine. Soluția este să privești clar la tatăl tău și să ai credință că tatăl te iubește și după ce ți-ai cheltuit toată averea. Mie mi-e greu să spun la oameni care au ajuns terfeliți în atâtea păcate să le mai spun, bă, mai este o șansă pentru voi. Dar citind Scriptura, mi-am dat seama, chiar dacă ți-ai cheltuit toată averea, tu nu trebuie să-ți pui ștreangul, nu trebuie să te sinucizi, nu trebuie să sari de pe bloc. Tu ai un tată care te așteaptă acasă. Eu mă duc pe la evanghelizări și stau prin diferite case, dar când mă duc către Marga și urc dealul, nu mă duc la o casă, mă duc acasă. E o mare diferență să stai la o casă sau acasă. Ascultă-mă, poți să umbli în toată lumea asta. Cineva te așteaptă acasă. Avem un păstor care, prin căsătorie, a plecat din zona lui, s-a dus în zona, probabil, a soției, dar din când în când venea la mama acasă să-i facă câte o surpriză. Și când venea acasă, mama s-a zicea, am știut că ai să vii. Și mă enerva mama. Voiam să-i fac surpriză, să o surprind. Ea de fiecare dată știu că... Deci am știut că ai să vii. Deci odată m-a luat un concediu, fără să știe nimeni, și m-am dus la mama să o prind. Ce mama stătea în poartă, rezemată pe sapă. Ce te-am așteptat că am știut că vii. Și n-am mai înțeles nimic. Zice, taică, tu-i la ogor, dar eu te-am așteptat. Zice, mai târziu am înțeles secretul. Mama mea, zice, mă aștepta în fiecare zi. Numai eu mă duceam din când în când la ea. Ascultați-mă, aveți un tată îndurerat de cocina care e în dumneavoastră și în noi. Dar tatăl ăsta în fiecare zi te așteaptă să te întorci acasă. Privește la dragostea lui Dumnezeu și crede că mai există speranță și nădejde pentru dumneatale să te întorci acasă. Totul este să crezi, să recunoști, să simți mirosul cocinei de porci și apoi să te întorci acasă. V-ați gândit vreodată că tatăl, când l-a așteptat și l-a văzut că vine, știți ce a făcut? S-a aruncat pe grumazul lui. Tatăl n-a spus, oameni buni, dați-i haina prima dată, spălați-l, dați-l inelul și după aia îl îmbrățișez. Tatăl s-a dus spre fiul său și l-a luat cu mirosul ăsta de la cocina de porci. Asta reprezintă că Hristos, când a murit, a dat îmbrățișarea la toți ăștia care miroase urât. El nu-ți cere să te schimbi prima dată, nu spune să-ți schimbi haina, să-ți pui în el. El are lucrurile astea pentru dumneatale. Dumneatale trebuie să crezi în dragostea Lui. Așa cum ești de păcătos să te întorci acasă și Tatăl, prin Hristos pe cruce, te va îmbrățișa cu mirosul care l-ai. Aș vrea să vă citesc în final câteva rugăciuni sau mărturii a unor mari oameni ai lui Dumnezeu pe care lumea a considerat sfinți. John Knox, regina Scoției, mărturisea despre el, mă tem de el mai mult decât de o armată de soldați. Adică regina Scoției, când îl vedea pe John Knox, îl considera un mare om al lui Dumnezeu și un sfânt, tremura în fața lui. Mai bine zicea la bătălie împotriva unei armate decât să stea în fața lui John. Dar John, când stătea în fața lui Dumnezeu, spunea așa, descoper în mine numai deșertăciune și stricăciune. Vreau să vă întreb, când a fost ultima dată când ați descoperit în dumneavoastră numai deșertăciune și stricăciune? Vă aduceți aminte? Când te-ai uitat în tine, spune, bă, cât de stricat sunt, ce miros urât am, ce putred sunt. John Bunyan, 13 ani a fost întemnițat, a scris o carte remarcabilă, Călătoria creștinului,
Cineva mărturisea despre el, stilul lui este aproape ca lui Iisus Hristos. Și asta o spunea Spurgeon. El, când stătea în fața lui Dumnezeu, spunea: păcatele pe care le săvârșesc într-o zi sunt suficiente pentru a mă arunca în iad. Dacă nu ar fi un mântuitor așa de mare, cine ar putea mântui un așa păcătos ca mine? George Whitefield, care mărturisea că dacă ar avea 100 de trupuri, toate le-ar fi dat pentru Hristos, spunea așa: sunt silit să mărturisesc. E nevoie să mă pocăiesc chiar și de pocăința mea. Chiar și lacrimile mele au nevoie să fie spălate în sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Fiți atenți, lucrările noastre cele mai bune nu sunt decât păcate rafinate. Oamenii ăștia erau niște sfinți, erau niște oameni lui Dumnezeu, dar vedeau putreziciunea de ei când se apropiau în fața unui Dumnezeu sfânt. Un alt mare sfânt a spus: nu las în urma mea decât slăbiciune și păcate. Pe patul de moarte și-a pus capul pe pieptul Mântuitorului și a spus: sunt cea mai fericită persoană din întreaga lume. N-ai cum să fii fericit cu Dumnezeu, să te plictisești. Dacă n-ai înțeles cât ești de putred și cât de mult te iubește Dumnezeu. David Brainerd, 29 de ani a avut când a murit, a influențat viața multora, spunea așa despre el: vai rușinea și nelegiuirea mea în fața lui Dumnezeu. Vai când vestesc cuvântul cât sunt de mândru, de egoist, de fățarnic, de ignorant, de răutăcios, de sectar, de lipsit de dragoste, de râvnă, de blândețe, de pace. Când a zis dumneavoastră un predicator să vadă lucrurile astea în el? Să mărturisească predicatorul pe care toată lumea l-ascultă cu gura căscată? Că e mândru, egoist, fățarnic, ignorant, răutăcios, sectar, lipsit de dragoste, de râvnă, de blândețe, de pace. Hudson Taylor, misionar în China, directorul misiunii, spunea despre el: m-am rugat cu el, dar niciodată nu l-am auzit rugându-se fără a-și mărturisi păcatul. Vreau să vă întreb, noi avem ce mărturisi? Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Sunt câteva clipe importante pentru viața ta în seara aceasta, când poți descoperi marea dragoste și iubirea lui Dumnezeu. Când poți înțelege că murdar cum ești, cu mirosul de la porci, Tatăl te așteaptă și prin Hristos te îmbrățișează exact așa cum ești. Prea mare iubire a avut Dumnezeu față de noi. Înțelege în seara aceasta că dacă nu descoperi mirosul urât la ceea ce ai în interior, nu te poți întoarce la Dumnezeu. Și dacă nu te poți întoarce la Dumnezeu, nu poți gusta această fericire și această plecare cu capul pe pieptul Mântuitorului. Vino acasă. Poate nu te știe nimeni, poate slujești într-o adunare, poate stai în față, dar poate în seara aceasta, înaintea lui Dumnezeu, te uiți la Tatăl tău și spui: Doamne, în viața mea e o cocină de porci. Sunt un actor care mimez bine. Poți să-ți ceri iertare, poți să te întorci la Dumnezeu. Dacă ești un fiu risipitor și ai plecat și ai cheltuit toată averea și nu mai ai nimic, întoarce-te cum ești în seara aceasta la Tatăl tău. Doamne, mulțumim pentru dragostea ta. Cine ne-ar fi răbdat? Cine ne-ar fi îngăduit atâta? Câtă bunătate, câtă iubire! Să ne săruți și atunci când suntem murdari, să ne primești în brațele tale. Dar, Doamne, te rugăm dacă venim acasă, să ne ajut să nu mai aducem cocina de porci în casa ta. Că ne pocăim câteodată și aducem elementele de la cocina de porci în biserica ta. O, Doamne, dă-ne înțelepciune și lumină să stăm la picioarele tale cu pocăință, să ne mărturisim păcatele, că suntem egoiști, fățarnici,
că înăuntru nostru zace un vulcan de răutate, de iuțime, de mânie, că iubim banii, că nu ne mai purtăm de grijă de cei din casa noastră, că ne ocupăm de flecării, că ne-am rătăcit de la credință, că am căzut. Doamne, dacă în seara aceasta este cineva care îți privește spre Tine și îți cere ajutorul, Te rugăm, Doamne, ajută-ne Tu. Amin. Îți mulțumesc că m-ai îngăduit și pe mine să stau în prezența Ta, un om care am mare nevoie de pocăință, de cercetare și de primire în brațele Tale. Iartă-mă că mă gândesc câteodată la bani, că sunt lacom, că sunt rău, mânios, sectar, că iubesc slava oamenilor, că vreau să fiu apreciat, Doamne. Pentru noi poate fi o fală, dar pentru Tine asta e miros de cocină de porci. Dar în seara aceasta, cu cei care vrem să ne pocăim înaintea Ta, ne întoarcem acasă. Am fost în multe case, dar nicăieri nu este ca acasă. Aceasta este casa favorită a Ta și într-o zi ne vei muta acasă la Tine. Ajută-ne să ne pocăim, să credem în iubirea Ta, să nu mai păcătuim și să nu mai aducem nimic de la cocina de porci în casa Ta. În numele Domnului Iisus m-am rugat să ne ajuți, Tată. Amin. Amin.